Nu știu ce nu-mi place, dar trebuie să fac numai ce-mi place. Da, am glumit marile astea, doamne. Autoritatea județeană investim în infrastructura sanitară, chiar dacă, și spun foarte clar, lucrurile la nivel, eu știu, de politică macro, la nivel național, nu sunt decât. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că nu este suficient doar să investim în clădiri, în aparaturi. E momentul să ia o hotărâre, dacă vreți, politică, să ai curaj, eu știu, politic, chiar dacă se apropie, eu știu, în 2 ani alegerile, să se facă ceva și cu stabilitatea cadrelor medicale și mă refer aici în special la medici cu anumite specialități, pentru că indiferent câte condiții am face noi, câte eforturi am face de la nivel de management, dacă nu se reglementează, nu dau eu acum spate, că nu este treaba mea, printr-o lege și printr-o politică sanitară sau medicală care trebuie să fie prioritatea zero pentru România, nu o să putem să rezolvăm absolut nimic. Discuțiile sterile, mass media, unde vreți, televizor, online, nu duc la nimic. A venit vremea să trecem peste vorbe și dacă avem un curaj respectiv, să trecem chiar la fapte, pentru că este ușor de a arunca pisica în grădina cuiva. Nu, în momentul ăsta, România are o problemă din punct de vedere al sănătății, dacă vreți, al populației, deci al cadrelor medicale care lucrează cel puțin în spitalul de sene de urgență, spitalul municipal și așa mai departe, din cauza politicii defectuoase pe care o avem noi prin legislația care o avem în sistemul sanitar. Dacă nu se va sta de vorbă cu specialiști, cu cei, cu ONG-urile, cu chiar și cu cetățenii să poată găsi o soluție, nu o să facem absolut nimic. O să ne lăudăm că am adus pe nu știu cine două zile, dar este ca și cum am dat un antinefragic, am tratat doar efectele și nu cauzele. A venit momentul ca și în politica de sănătate să trateze cauzele care au dus la situația în care suntem astăzi. Soluții sunt o grămadă, nu pot să le dau eu. Eu cred că ar trebui flexibilizată, dacă pot să spun așa, politica de a aduce cadre medicale din alte țări decât spațiul Uniunii Europene, așa cum fac cei din țările civilizate, iau de la noi și e normal până la urmă, nu pot să îngrădești, eu știu, anumite drepturi ale oamenilor, dar tot atât de bine și noi putem, că avem, sunt cel puțin la informațiile care le am eu și cred că toată lumea le are, sunt medici, eu știu, din Republica Moldova sau eu știu, din alte țări, din spațiul care nu face parte din Uniunea Europeană, care ar putea să vină să profeseze și în unitățile noastre de specialitate. Vă mulțumesc!